Salut! Bine ai venit sau revenit pe canal! Astăzi vreau să vorbesc despre 5 cărți care mi-au schimbat viața. Știu că aici am doar două cărți, însă restul cărților le am în format digital pe Kindle. Prima și cea mai importantă carte este Codul pentru o minte extraordinară de Vishen Lakhiani. Această carte pune la îndoială toate dogmele și regulile convenționale ale societății. Atinge subiecte precum sistemul de învățământ, dogme religioase și programarea minții noastre, reguli pe care le-am acceptat de la părinți, fără a ne pune niciun semn de întrebare. Timpul tău este limitat, așa că nu-l irosi trăind viața altcuiva. Nu fi cuprins de dogme, nu trăi viața bazată pe regulile și așteptările altora. Nu lăsa opiniile celorlalți să ducă la tăcere vocea ta interioară. Și cel mai important, ai curajul să îți urmezi dorința sufletului și intuiția. Ele știu deja cine vrei să devii cu adevărat. Toate celelalte sunt secundare. Crescând în România, nici eu nu am scăpat de dogmele societății. Tata îmi spunea că trebuie să mă fac polițist, deoarece voi avea un salar foarte bun, iar după la 45 de ani pot să ies în pensie și o să trăiesc o viață foarte liniștită. Desigur, la început a fost foarte greu ca să-mi dau seama că aceste programe și idei de la părinți de fapt nu rezonau cu mine, deoarece eu nu știam un alt punct de vedere, știam doar acela al părinților, așa că îi credeam. Noroc că am realizat din timp că nu vreau să fiu polițist. Este mult mai fain să lucrezi la un proiect care îți face într-adevăr plăcere, decât să ai un loc de muncă care te plictisește în fiecare zi și să aștepți să ieși odată la pensie. Este ca și cum ai aștepta ca să vină moartea mai repede, deoarece, desigur, este mai fain să stai în sicriu decât să trăiești o viață faină. Cu timpul, am reușit să identific și mai multe crezuri care nu rezonau cu mine și nu aveau niciun sens pentru viața mea. Și am început să le înlocuiesc cu alte crezuri pozitive pe care le-am găsit de la mentori sau citind cărți. A doua carte este Puterea prezentului de Eckhart Tolle. Această carte conține un sistem de convingeri conform căruia trebuie să trăim ancorați în prezent, deoarece trecutul nu se mai poate schimba, iar viitorul încă nu s-a întâmplat, deci nu are rost să ne facem griji degeaba. Ceea ce percep ca fiind prețios nu este timpul, ci un singur punct care este în afara timpului. Momentul prezent. Acest lucru este într-adevăr prețios. Cu cât ești mai focusat pe timp, trecut și viitor, cu atât mai mult pierzi prezentul, cel mai prețios lucru care există. Majoritatea oamenilor nu trăiesc cu adevărat în prezent, deoarece au impresia că momentul următor este mult mai important decât cel actual. De exemplu, eu anul trecut am fost extrem de focusat ca să am succes financiar. În continuu făceam legea atracției, mă gândeam cum o să arate viața mea când o să fiu milionar, iar acest proces crea puțină anxietate, deoarece nu îmi dădeam voie niciun moment ca să fiu fericit până nu ajung la linia de sosire. Însă la finalul anului, când am făcut un exercițiu de recunoștință, nu îmi venea în minte nicio clipă pentru care aș fi recunoscător, o clipă amuzantă sau memorabilă. Atunci am realizat că a trecut un an din viața mea, fără ca eu să fiu prezent și să particip în acel an. A treia carte este Arta de a iubi, de Don Miguel Ruiz. Aș putea spune că această carte este Biblia iubirii de sine. Cartea nu încearcă să te convingă pe tine științific că este foarte important ca să te iubești pe tine, deoarece atunci vei trăi o viață mai fericită. Mai degrabă îți prezintă anumite povestiri prin care tu singur poți ajunge la momente revelatorii, prin care să realizezi că trebuie să te iubești pe tine mai mult. Dacă îți pui fericirea în mâinile unei alte persoane, mai devreme sau mai târziu, ea se va sparge. Dacă îți dăruiești fericirea altcuiva, persoana respectivă ți-o poate fura. Pe de altă parte, de vreme ce fericirea se naște în interior și este rezultatul iubirii de sine, tu ești unicul responsabil pentru fericirea ta. Înainte de a citi această carte, eram extrem de critic cu mine. Mai mereu consideram că am un fizic rușinos, deoarece sunt prea slab, și consideram că nu lucrez niciodată îndeajuns pentru succes. Mai mereu vroiam mai mult și mai mult și mai mult. Practic mă abuzam pe mine în continuu și acest abuz crea anxietate. Mai mult de atât, deoarece eu mă abuzam atât de mult, dacă cineva intra în viața mea care mă abuza la fel, însă abuzul nu depășea limitele abuzului meu, eu pur și simplu acceptam acel abuz de la persoana respectivă. A doua idee foarte importantă din carte era că noi oamenii în continuu vânăm iubirea celorlalți, deoarece noi nu avem destulă iubire de sine. Însă în momentul în care tu ajungi să îți produci iubirea singur, tu nu mai depinzi de nimic
din lumea asta. De-abia asta înseamnă să ai libertate cu adevărat. A patra carte este Secretul de Rhonda Byrne. A fost prima carte non-ficțiune pe care am citit-o vreodată și a fost catalizatorul transformării mele. A fost motivul pentru care 2 ani mai târziu am ajuns să citesc peste 100 de cărți, să încep acest canal de YouTube și multe altele. Gândurile tale devin realitate. În această carte am citit pentru prima dată despre legea atracției și am înțeles că nu ajunge ca să ai vise mărețe o dată pe an când faci promisiuni de anul nou. Dacă îți dorești cu adevărat ca un vis să ți se îndeplinească, atunci trebuie să te gândești la acel vis zi de zi și să vezi cum se manifestă în capul tău înainte de a deveni realitate. A cincea carte este Esențialismul de Greg McKeown. Această carte te învață cum să zici nu mult mai des și să nu îți irosești timpul pe chestii neesențiale. Esențialismul nu este despre cum să faci mai multe, este despre cum să faci ce trebuie. Nu înseamnă nici să faci mai puțin doar de dragul de a face mai puțin. Este despre a-ți investi timpul și energia cât mai înțelept posibil pentru a opera la cel mai înalt nivel de contribuție personală al tău, făcând doar ce este esențial. În ziua de azi nu mai este la modă să fii yes man. Avem atât de multe informații și oportunități în jurul nostru, încât cea mai bună abilitate este de a ști când să zici nu. În loc să îți dedici energia la 100 de proiecte, dar niciuna să nu funcționeze, mai bine te focusezi doar pe un singur proiect și ajungi mult mai departe. De când am citit această carte, de fiecare dată când întâmpin o nouă oportunitate, aplic o regulă foarte simplă. Dacă reacția mea la acea oportunitate nu este "Oh, da!", pur și simplu zic nu. Acestea au fost cărțile care mi-au schimbat viața și gândirea extrem de mult. Pentru tine, care carte sau cărți ți-au schimbat viața radical? Lasă-mi un comentariu mai jos, deoarece sunt extrem de curios. Înainte să pleci, nu uita să apeși butonul subscribe și clopoțelul de lângă ca să fii notificat de videourile viitoare. We'll be right back.